Cu toate că lipsa precipitațiilor și căldură excesivă din această vară au pus la grea încercare cultura porumbului, pierderile au fost minime în cazul fermierilor care au respectat verigile tehnologice și tratamentele fitosanitare. Ne-am convins de asta vizitând lotul demonstrativ întreținut de specialiștii de la Singenta de la Curtuișeni, împreună cu cei peste 200 de fermieri din județele Bihor și Satu Mare care au răspuns invitație de a participa la evenimentul organizat în data de 4 septembrie pe exploatația societății Homec Agro. Anul acesta am rămas doar pe cultura porumbului. De ce? Pentru că floarea s-a recoltat cu ceva timp în urmă, iar porumbul, după cum vedeți, arată foarte bine în condițiile din această în condițiile pe care le-am întâlnit în această locație. Acești brizi pe care eu i-am în spatele meu și pe care avem prezentați aici în lot, practic sunt cuprinși într-un proiect 3P pe care Singenta l-a lansat acum câțiva ani, chiar aici, în localitatea Valiului Mihai. De ce? Pentru că a venit ca răspuns al Singentei pentru fermierii care ne-au spus avem nevoie de produse, de hibrizi de porumb cu potențial genetic într-adevăr ridicat de producție, pentru că aici se face o tehnologie ridicată. Avem nevoie de produse care să-și pierde repede apa la maturitate și să recoltăm de vreme pentru a-și putea pregăti campania de toamnă. Mai mult de atât, asigur că recoltăm foarte devreme, rămâne la latitudinea lor dacă își vând marfa la momentul respectiv. Piața, prețul grânelor în toamnă este foarte volatil. Sunt ani în care avem prețuri mici, sunt ani în care avem prețuri mari la recoltare. Ei, acest tip de hibrizi recoltați de vreme le dă această șansă de a alege ce fac într-adevăr cu marfa la momentul recoltării. O vând sau și-o păstrează pe mai târziu. Producțiile, dacă e să mă refer numai la acest lot, sunt foarte mari, comparabile cu ce am mai întâlnit la nivel de ce am întâlnit în România anul acesta. După cum bine știți, a fost un an nu foarte bun pentru cultura porumbului din cauza lipsei precipitațiilor în perioada de creștere activă a culturii porumbului și apoi de dezvoltare, arșiță prelungite, ceea ce a făcut ca producția practic să fie la jumătate cu ceea ce s-a obținut anul trecut. Aici, după cum puteți vedea, producție sunt la nivel de 9-10 tone și vorbim de hibrizi din grupele 100, 200 până în 350 FAO, deci grupele extra timpurii, timpurii și semitimpurii de maturitate. Desigur, foarte important este și tehnologia aplicată. Singenta a lansat în primăvara aceasta un nou ierbicid pentru cultura porumbului, este vorba de Elumis, un ierbicid numai că are o foarte bună eficacitate, combătând întreg spectrul de burieni, dar este și unul dintre produsele foarte selective. Știm foarte bine că producția poate fi diminuată, puternic diminuată de anumite erbicide, să spunem de exemplu cele hormonale. Cu un astfel de erbicid putem merge până la 80 frunze ale porumbului fără probleme. Partea de demonstrații practice a fost susținută de compania Vaderstad, care a adus în platforma de la Curtuișeni trei utilaje agricole specifice campaniei de toamnă. Am venit la această demonstrație zilele câmpului Singenta în calitate de partener, cu câteva utilaje agricole pentru perioada în care ne aflăm, respectiv cultivatorul top-down pentru o singură trecere în miriștea de porumb, discul scurt de pregătire carrier și semănătoare pentru teren semi-pregătit de cereale păioase rapiță, rapid. Cultivatorul top-down 400, 4 metri lățime de lucru, un cultivator foarte flexibil, cu discuri în față, două rânduri de discuri, trei rânduri de gheare, nivelare și tăvălug în spate. Un cultivator cu care facem demonstrații, încercăm să-l impunem în piață. Este un cultivator care în Europa de vest merge foarte bine. În România încercăm să-i găsim o portiță, deoarece suntem foarte cunoscuți prin semănătoarea rapid și discul carrier și pe lângă acestea dorim să venim și cu restul gamei. Discul carrier este foarte bine cunoscut deja, întâlnit în fermele din vest, Timiș, Arad, calitate foarte bună a utilajului, lucrează până la 10-12 cm, l-a desmiriștit foarte bine, direct în arătură la pregătire pentru semănat. Chiar și în primăvară, în unele condiții se poate folosi. Este un disc cu taleri independenți, fiecare braț, fiecare taler are un disc. Semănătoarea rapid este practic atul nostru în piață. Este produsă din anul 1990 de firma Vaderstad și la nivel european, să zic,
Este cea mai vândută semănătoare în teren, pentru teren semi-pregătit, pentru cereale păiase și rapiță. E o semănătoare foarte fiabilă, robustă, rezistentă. Modelul de față este modelul cu fertilizare. Pentru cei interesați să investească în tehnică mecanizată, NHR Agro Partners a prezentat fermierilor ardeleni câteva oferte extrem de avantajoase. La acest eveniment la Valea Lumiai am adus pentru a fi prezentați fermierilor din această zonă trei tractoare din Holland, din categoriile de 13 cai, 167 de cai și 106 cai. Un tractor Steyr de 190 de cai cu putere de viteză CVT și o combină 50-80 cu motor de 238 de cai putere nominal. În această perioadă avem două promoții pentru tractorul 70-30 cu plug cu 5 trupițe la un preț foarte bun, promoțional, de 89.000 de euro. Altă promoție avem tractorul 50-60 cu un plug cu 3 trupițe reversibil la valoare de 46.500, preț fără TVA. Tractorul de 310 cai este tractorul produs în 2012, este cea mai nouă tehnologie a motorului SCR Tier 4, cel mai ecologic motor, având cele mai puține noxe emise în aer. Este un motor Tier 4 cu AdBlue. Celelalte utilaje sunt motoare Tier 3, iar combina are motor de asemenea, motor foarte ecologic cu AdBlue Tier 4. Promoție pentru combine, avem finanțarea asupra combinei, deci nu combina în sine, este o finanțare care poate să fie pe o perioadă de 3 sau 5 ani cu dobândă subvenționate, în sensul că pe 3 ani dobânda este de 3,8%, iar în cazul în care se optează pentru o finanțare de 5 ani, dobânda este de 5,6%. Această promoție este valabilă până în octombrie 2012. Și, totodată, ce este important pentru fermieri, prima rată se face doar în 2013. Deci, în momentul de față, fermierul suportă doar, să zic, avansul. Ratele vor fi din 2013. În funcție de schema de finanțare. Aceasta este promoția. Promoția este valabilă și pentru combine și pentru tractoarele din seria 7000, 8000 și 9000, deci pentru tractoarele mari.